Chiar dacă echipa sa a învins la o diferență de 12 goluri Zalăul lui Tadici, Aurelian Roșca, antrenorul campioanei CSM București, consideră că formația de la Poalele Meseșului merită să ocupe un loc pe podium în Liga Națională. Handball Club Zalău a pierdut primul meci din returul Ligii Naționale, cedând sâmbătă după amiaza cu scorul de 18-30 pe terenul echipei CSM București, campioana României și deținătoarea Ligii Campionilor. Echilibrul s-a menținut timp de 15 minute, la finalul cărora tabela arăta 6-5 pentru formația din capitală. Tigroaicele au intrat la pauză la vestiare cu un avans de 4 puncte, 13-9. În partea secundă, diferența de valoare a ieșit și mai mult în evidență, iar CSM-ul s-a desprins la 12 goluri până la final. Chiar dacă echipa sa s-a impus la o diferență mare împotriva Zalăului, antrenorul Aurelian Roșca a precizat la finalul meciului că formația condusă de Tadici merită să ocupe un loc pe podium în Liga Națională. A fost un antrenament bun pentru Liga Campionilor, echipa noastră a avut o dinamică mult mai bună. Ne-am creat ocazii bune de gol, numărul de ratări a fost mai mic. În orice caz, Zalău este o echipă foarte bună care își merită locul din campionat. A fost o altă concentrare la acest joc față de partidele anterioare și adversarul ne-a ridicat această concentrare, știam că este un meci important, a declarat Aurelian Roșca la finalul partidei cu Handball Club Zalău. Pentru HC Zalău, următorul meci este programat în data de 5 februarie, formația antrenată de Gheorghe Tadici urmând să primească vizita echipei Danubius Galați.